Voi două sunteți? Da. Avem o surpriză pentru voi astăzi, de 1 iunie. Bănuiești cine a trimis, nu? Da, mama noastră. Sigur? Sigur, ea? Eu nu cred că ea. Nu știu. Nu știu. Eu bunica, nu cred. Bunica și bunicul sunt aici cu da. Noi? Da, uite. Da. Deci de la bunica și bunicul nu poate să vină. Sau poate. Poate. Nu, la ce fete frumoase sunt aceia, eu cred că e de la vreun admirator, ceva. Avem un tablou pentru voi și un tortuleț. Mă ajut tu cu tabloul? Ține bine de ea. Și avem o inimioară mare aici pentru voi. Avem un mesaj. Să vă spun din partea cui vin cadourile astăzi. Păi da, dar până la urmă la cine rămânem? La cine rămânem? Din partea cui? Prun admirator? Prun... Roșii la patru. Spuneți! De la mami, mami. Nu e de la mami, e din altă parte. De la dadi? Aurelia sau... E, noi am vorbit cu un băiat. Acum nu știu să vă zic, poate vreun admirator, ceva, vreo... Dorin. Aveți prieteni fiecare? Nu. Nu? Sunteți așa micuțe? Da. Câți anișori aveți? 11. 11? Și 12. Și până la urmă de la cine rămâne să fie? Le spun eu din partea cui vin cadourile astăzi. De 1 iunie. Vă sărbătoriți ceva? Cu copiii la poartă. La mulți ani, copiii mei frumoși. Azi este despre voi, prințesele mele. Mami vă iubește mult și îi pare rău că nu este lângă voi în această zi minunată. La mulți ani, fetele mele iubite, cu drag din partea mamei și a mătușii Cristina și Aurelia. O, fără! Drăguță! Drăguțelor! Păi de ziua voastră trebuie să fiți fericite! De ziua voastră trebuie să fiți fericite! Păi da, mami ne-a trimis astăzi cu cadouri să fiți bucuroase, da? Este departe, tot pentru voi este acolo. Tu știi de ce plâng? Că eu le spusei că vine de la un prieten, de la un iubit ceva și acum a rămas sără dezamăgite. Nu. Ne ștergem lacrimioarele, da? Sunt departe. E dureros. Așa este. La vedere, vreau să fac ce n-am țin viață, n-au făcut. Să-mi dea Dumnezeu putere, la copii să le dau ce eu n-am avut. Haideți cu pupicii de felicitare la fete de 1 iunie! Thank you.
mâine, doar să știu că n-au pe lume toate. Copiii mei, copilașii mei, toți banii mei sunt doar pentru ei. Ei sunt valoarea mea, eu sunt valoarea lor, până o să mor. Copiii mei, copilașii mei, toți banii mei sunt doar pentru ei. Mami, te iubim foarte mult și am fi vrut să vii lângă noi. Spune asta nu mai pot. Haide, spune și tu ceva lui mami. Cristina să trăiască, Cristina să trăiască la mulți ani. Bravo! Sănătate mult! Mulțumim, mulțumim! Nu trebuie să sufle. Cu bucurie, da? Nu cu lacrimi noi. Fără să plângem, da? Nu mai plânge mami meu. Gata, Cristina. Ce să spune și mami la mulți ani? Cristina! Nu mai plânge puiul meu, Crisul. Gata, mami, nu mai plânge puiul meu, mama. Nu. Uite, ți-am adus baloane să nu mai plângi. Da, deci, s-ar dără până acum, cred că... Deci, în sfârșit, reîncepe pătălia! Mai aveți baloane acum? Ana, gata, mami, nu mai plângeți, băieții mele, gata, mami. Astăzi e ziua voastră, copiilor, mami. Păi, gata, bucurați-vă, mami, vă iubește, mami, mult de tot. Mai spuneți ceva? Am încheiat. Păi, gata, mami, vă rog, mami. Uite, stați așa aici cu noi. Să vedeți ce se întâmplă. Și rămâne. 2, 1. Da, da, o steluță printre stele.